Să vă spun acum, de 3 ani de zile nu s-a investit în acest drum și eu ca primar și ca și locuitor nu avem voie să intervenim pe el, să astupăm gropile sau ceva. Din discuțiile avute cu domnul președinte de Consiliul Județean, domnul Silviu Urduzeu, a fost făcută licitația anul trecut și câștigată de către o firmă din Timișoara, Calen, nu știu cum se numește, care nu s-a ținut de promisiune și nu numai la mine în comuna Ogna de Fier, și la alte comune i s-a făcut notificare și am fost la urmă, ei au pierdut doar cum se spune garanția. În rest, n-a pierdut absolut nimic. Noi am pierdut din că ne-am distrus mașinile. Spuneți-mi, vă rog, zona este deosebit de frumoasă. Ce obiective turistice avem în partea asta? Avem două lacuri în comuna Ogna de Fier, unul care se poate pentru pescuit, lacul Vârtoape, și avem un lac, lacul Dănila, care se pentru baie, copii, pentru se poate merge, am intervenit și am reparat drumul, că în urma calamităților de acum 2 ani, apa l-a cam luat și am primit bani de la guvern și am intervenit puțin pe el. Al doilea, după aceea avem muzeul domnului Constantin Gurescu, în care a venit un student la București și este lucru, un proiect în care să-i amenajăm casa domnului Gurescu, să facem o casă memorială. Vrea să arate cât de cât frumos încăperea unde sunt pietrele, care mai există. Nu știe să vadă lumea dacă puteți să mai luați, să spun de drum. Acum se face că se... Să aici am drumul cu interviul. Și totuși, ce se va întâmpla cu drumul? Din discuțiile avute cu noul director de la drumuri județene, ni s-a promis că bugetul nu este încă făcut și se va relua procedurile după ce se face bugetul județului și să vadă ce repartizări se fac la secția de drumuri județene. Și să reia procedurile din nou prin licitație. Cum se pare drumul? Ce râs forțat aveți din ăsta fals. Cum vi se cum pare drumul? Cum e drumul? Cum vi se pare? Foarte fain. Foarte fain. Ce să spun, drum bun atunci. Vai și amar. Și de conducerea de la județ și de conducerea de la primărie. Numai să fure toți. Sănătate! Dai să sune! Ia, hai să opresteți pe ăsta. Vă-ți mă obi. Vă salut! Cum vi se pare drumul? E foarte bun. E rău de tot, cum să se pare. Ați mai văzut drumuri mai proaste, sincer? Nu. Rupe mașinile toată ziua. Băgăm o grămadă de bani și dacă ne prinde la reareu pe drum că nu-i mașina bună, plătim amenzi. Mulțumim frumos! Sănătate! Nu mai băgați ăla, că ne pierdem timpul. Oricum nu oprește. Uite, să ducă rachetele. Hai că ne spune domnul. Vă salut, văd că vă cam legănați. Da, ne legănați. Cum vi se pare drumul ăsta? Rău. De cât timp e așa? De multă vreme, noi venim de vreo 5 ani. Deci n-a intervenit nimeni să-l facă? Nu, absolut, absolut nimeni. Mulțumesc frumos. Plăcere. Zi bună.
salut, să rămână. Da, cum vi se pare drumul ăsta? Super drum. Îți distrug mașina, de două ori am reparat-o până acum. De cât timp e așa? De 3 ani. Și tot că se face, o câștigat o firmă licitația, o intrat în faliment, banii firma au luat, drumul nu s-a făcut. Nu știu ce tot trebuie. Mulțumim frumos. Mașinile sunt mai mult prin service. Noi suntem în Avetiș, la școală, la Domnece. Zilnic facem. Și trebuie să treceți pe aici. Zilnic venim. E a doua mașină a colegului care o mănâncă pe drumul ăsta. Mulțumim frumos. O zi bună. Să vă spun drum bun? Să ne spuneți, domnul Popovici. La revedere. Bună. Perfect. Să rămână. De câte ori treceți pe drumul ăsta? Fiecare zi. Cum vi se pare? Cum e? Groaznic, tot mai rău. Și nu-l face nimeni, nimic, nu văd nimic, nicio mișcare. Ziceau că-l fac, dar nu știu de când. Nu știu nimic. Dar așa îi și tot mai rău. De cât timp e așa? Nu știu ce să zic. Anul ăsta, de vreo 2 ani încoace, e tot mai rău. Tot mai rău. Eu din 2013 circul pe aici. Nu era chiar așa, adică mai era asfaltat. Dar acum nu, nici măcar nu mai plombează. De 4 ori. Și la mașină cam cât v-am băgat pe lună de ea? Bună ziua, cum e drumul?
vedem. Îl face zilnic? E cam zilnic. Și de cât timp e așa? De cât? De 3 ani. Nu s-a făcut nimic? Nimic. Nu că nimic, nimic, nimic. Au călit de Dragnea cu tatăl și cu mamă ta și fac acum. Să leacă pe un judeu ăsta de la regii ta. Să-l aduce și pe ăsta. Ăla dă în față cu mătura ăsta în urma lui cu punea toată. Vă salut! De câte ori pe zi faceți drumul ăsta? Fiecare zi că stau aici. Și cum vi se pare drumul? De toată vremea. De cât timp nu s-a mai făcut nimic pe el? De ani de zile. Spuneți-mi, zona este turistică, este deosebită. Da. Așa întâmpinăm turiștii. Da. Asta e România. Ăsta e primarul, ăsta e Frunze Verde, care conduce, ăsta e tot. Și de care ne conduce. Și fabrica de apă care e aici și tot, nu se face nimic. Ar trebui și ăștia de la Ocoloați, care au dărâmat drumul aici sus, dacă ați văzut, de la păduri care au tras lemnele și toate astea. Chiar ar trebui să facă ceva. Chiar vă mulțumim că ați venit aici, fiindcă lumea, dacă vă uitați pe Facebook, tot postat pozele astea cu Marte, că sunt de pe Marte și e ce nu, suntem la Oca de Pierre. Mulțumim. Asta. Să vă spun drum bun. Ce vreți? Sănătate mai bine. Sănătate. Nu e șofer dacă nu faci. Vă salut! De unde veniți? De la Dobnecea. Cum vi se pare drumul? Catastrofă. Văd că aveți numere străine. Circulați în afară? Da, în Viena. Ați mai văzut așa drumul pe afară? Afară nu, nu este nici într-o țară. Drumul ăsta de cât timp e așa? Nu știu, că nu suntem din zonă, suntem doar în trecere, dar a doua tură nu mai vin pe aici. Nu mai veniți. Drum bun. Vă salut! Cum vi se pare drumul? Foarte bun! Foarte bun! Mai rău numai să filmați din spate să vedeți cum trec prin gropile astea și o care lepi. E groaznic, nu altceva. E groaznic. De cât timp e așa? Oricum, eu am început când au început copiii școala și tot așa, nu face nimeni nimic. Plus de asta, dincolo de cruce, de Ocna de Pierd, în cobor la vale, cablu de la internet, nu știu ce. Mi-am vrut și o oglindă în partea aia, puteți să o filmați. Nu face nimeni nimic. Grejile sunt rupte. Uitați pe mașină cum e toată zgâriată. Nu face nimeni nimic. Mulțumesc frumos. Numai să vedeți, filmați în spate cum trec din gropile astea pe aici. Și am 30 de copii. Mulțumesc frumos.
Vom demara, așa cum am spus, aceste proceduri acum că avem bugetul. Vom relua procedurile suspendate pe motivul rezilierii contractelor cu societățile care nu și-au făcut treaba anul trecut. Din păcate, cu aceeași societate avem obligația legală să încheiem alte noi două contracte pe alte două lucrări. Nu avem ce face, este în procedură și este clasat pe primul loc și avem obligația legală de a încheia contract cu aceste, cu această societate. Adică ei nu și-au făcut treaba și totuși... Da, nu și-au făcut treaba. De ce trebuie să încheiem și avem obligația de a încheia contractele cu această societate? Pentru că procedura de atribuire a contractului și stabilirea clasamentului a fost anterioară rezilierii contractului. Este posibil acum ca acea sincopă pentru acel contract pe care nu l-au putut realiza să fie o chestiune punctuală, dar voi analiza și voi sta pe această societate, pe celelalte două noi contracte pe care va trebui să le încheiem și îi voi monitoriza zilnic funcție de graficul de execuție, iar în cazul în care o zi va fi scoasă din grafic, vă promit că rezilierea va avea loc în acea zi. Este vorba despre drumul de Ocnea de Fier. Deocamdată el rămâne la stadiul la care este, vom relua procedura de achiziție. După cum știe toată lumea, procedurile de achiziție nu sunt tocmai simple, sunt de durată, există posibilitatea de contestații, lucru care împinge lucrurile mult, mult mai departe. Și